Stau doi nuci domnatici azi la poartă, două primăveri cu flori prea coapte, plânge așteptarea. Bună ziua! Bună ziua! Doamna Alexandra! Tați noi uniți, puteți să veniți mai lângă noi? Asta a fiet. Ați că vă să puneți-o de mine. Puneți-o de mine. Poșelul în mână. Doamna Alexandru, uitați-vă noi venit aleacă să adăugăm la ziua dumneavoastră frumoasă, veniți să adăugăm bucurie cu zâmbitul pe buze și în primul rând vreau să vă mână această floare ca să florească ca și dumneavoastră așa de frumoasă, mulți ani înainte, sănătate, să vă dea Domnul sănătate, torta ca să vă îndulcească cât mai mult, mai mult viața dumneavoastră frumoasă, așa o punem aici. Iar aici sunt un coș cu fructe care neapărat să le consumați. Sunt pentru dumneavoastră, acesta-i soțul, da? Da. Așa, le transmitem lui. Așa, adier. Și șampania ca să sărbătoriți împreună cu familia, cu cei dragi. De la cine credeți că poate să fie așa surpriză frumoasă? De la cine credeți că este? Păi noi suntem o companie. Dar prin intermediul nostru a făcut această surpriză. Și uitați că aveți un mesaj care mi l-a transmis, ca să înțelegi din partea cui este, da? El sună așa. De ziua ta venim cu cele mai frumoase gânduri și îți dorim sănătate, bucurii de la copii și de la toți cei dragi. Dragostea și grija ce o dăruiești în jurul tău să-ți fie răsplătită din plin cu multă căldură sufletească. Vă mulțumesc că mi-ați dat viață, scumpi părinți. Vă iubim și vă dorim tot binele din lume, la mulți ani, de la fiica Sonia. De la Sonia. Da, și familia ei. Care ne alătărăm și noi la cuvintele Doamnei. Multă sănătate, bucurie. Să ajungem cu așa surprize la dumneavoastră și la 100 de ani. Multă sănătate principală. Dacă aveți dumneavoastră să-i transmiteți ceva fiice, ce ați spune dumneavoastră? Puteți să-i spuneți ceva acolo? Acum? Da, acum, spuneți, ce puteți să-i transmiteți? Îi trimit mult sănătate și să fii sănătoasă, să fii acasă. Să mă întâlniți cât mai curând la o masă rotundă, da? Da, ne întâlnim. Mi-e dor de voi, părinți, mi-e dor de casă. Mi-e dor de voi, părinți, de ochii cei cu minți. Mi-e dor de pâinea caldă, de pe masă.